incident în trafic. Ați consumat băuturi alcoolice? No. Ați tăiat calea mașinii poliției? Da, am ieșit în față. Și cât a arătat etilotestul? Păi nu știu, vedem acum la sunteți profesor? Aici, aici etilotestul. Cât are? 1,26. Și ce s-a întâmplat? 1,28. Nu n-a acordat prioritate, noroc că am fost precauți, că altfel ne răsturam cu mașina și ne făceam praf. Avea viteză? N-avea viteză, a ieșit de pe un drum lateral, în drum național la Bombeș Pițic. Șoferul nu avea viteză, însă a fost luat la întrebări de polițiști. Oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul i-a șocat. Șoferul avea o alcoolemie de 1,28 mg de alcool pur în aerul expirat. Dumitru Tatomir, din cadrul serviciului rutier, a declarat că este prima dată când întâlnește un șofer cu o alcoolemie atât de mare în miezul zilei. Ați mai găsit practic cu alcoolemie atât de mare șofer? Atât de mare nu șofer și la ora la care ne aflăm. Vorbim de un profesor? Da, este director la o școală generală din Bombeș Pițic. A mai avut probleme cu polițiștii? El spune că nu, dar o să verificăm, să vedem. A ieșit de pe un drum lateral, noi veneam cu mașina poliției. Ne deplasam, eram o misiune, veneam de la târg, de la Polovraci și ne-a tăiat pur și simplu calea. Noroc că am fost atenți și am evitat că altfel intram în șași și ne făceam praf. V-a justificat cumva acest alcoolemie? El zice că a băut o bere. Mircea Hodoș le-a spus polițiștilor că a consumat o bere înainte de a pleca cu mașina. Bărbatul a fost transportat la spital pentru a-i se recolta probe de sânge. La ieșire a evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. Director de școală! Aveți nimic de zis? Mulțumesc! Mulțumesc. Așa exemplu le dați copiilor? Nu e vorba de exemplu, e vorba de ce o să decide legea. Ce ați băut? Ați fost la sunteți în vacanță? Directorul școlii s-a ales cu dosar penal și cu permisul suspendat.